Deci cât mai ai de gând să mai mergi la moto? Eu zic că o să mai merg încă vreo 5 ediții. Încă vreo 5 ediții aș vrea să merg și după aceea când trec de 40 de ani, după aceea... Mulți înainte. Faci rost de mașină, ai da. CV-ul bun și te duci... Dar te tentează treaba asta? Adică te gândești să dai două roți pe patru? Da. În timp, da, uite, și aici acum, la Dakar, foarte mulți concurenți de la clasa moto trec la clasa auto. Adică care au deja, să zicem așa, că au trecut de o vârstă și deja la moto este foarte greu. Adică la clasa moto este cel mai greu în tot Dakarul. Și fizic și ca și pericol, acolo ești expus cel mai mult. Dar fizic este categoria cea mai grea și de aceea mulți care, clar, care își permit și au sponsor, trec la clasa auto. Și anul acesta i-am întrebat pe foștii concurenți moto cu care mă știu bine, cum e la clasa auto? Păi zice, nici nu se poate compara, este mult, mult mai ușor decât la moto, dar într-adevăr este de 3 ori mai scump decât, da. Decât aici, adică trebuie să faci rost de acea sumă. Deci nici ei nu te lasă în pace și ei îți fac poftă, hai la moto, lasă moto, hai la auto. Clar. Înțeles, deci da, acolo dacă discuți cu ei, tu ai simțit, nu neapărat anul acesta, așa în ultimii ani, războiul în ghilimele, bineînțeles, între marii fabricanți auto, adică chiar atât de mult s-a industrializat această competiție, mai e ca la, nu ca la începuturi, dar hai să zicem că atunci când ai debutat tu în ea, adică am înțeles acum că aceste dispute între făuritorii de mașini sunt foarte mari. Care să câștige, da. Care să, adică... Asta a fost și în 2007, mi-aduc foarte bine aminte când am fost în Africa și după aceea când am trecut în America de Sud, mai de mult era Mitsubishi care tot câștiga, după aceea a venit Volkswagen, așa, după aia Peugeot, clar, pentru ei este foarte, foarte important ca marca lor să câștige și exact așa cum a câștigat anul acesta Toyota, pentru ei este un plus imens și clar, fac tot posibilul ca să își apere titlul la anul, dar așa este și la clasa moto. Eu clar văd mai mult și știu mai multe de la clasa moto, știu ce se întâmplă, ce tactici folosesc echipele ca să câștige, dar este o miză foarte mare. Dar tu nu te simți așa puțin, nu știu dacă e cuvântul bun folosit, dezavantajat, în sensul că, exact cum ai spus, mergi cu o motocicletă aproape ieșită din fabrică și lăsată așa, adică mai umbli puțin la ea, schimbi piesele foarte rane și în partea ailaltă vin coloșii aceștia care încearcă să transforme un pic în trecerea asta, poate în altceva. Da, clar, ești foarte dezavantajat față de piloții de uzină. Adică, cum am spus, ei au niște suspensii foarte performante. Nu mă zic așa o cifră, au diametru 52 de milimetri, iar noi avem suspensii de 48. Iar și dacă am acei bani, să zic am 20.000 de euro să cumpăr acele suspensii, fabrica KTM nu mi le vinde. Nu sunt accesibile. Adică nu le nu ți le vinde, am înțeles. Deși dacă ai banii respectivi. Da. Clar, ei sunt mult mai avantajați. Am și eu o motocicletă bună și așa, dar piloții de uzină care merg acolo, au motoarele mai performante. Adică pe linie dreaptă văd, eu merg 160 la oră și vine un pilot de uzină, de exemplu anul acesta a venit un concurent din MotoGP, Petrucci, care a avut o motocicletă de uzină și pe linie dreaptă cred că a mers cu 10-15 km pe oră mai tare ca mine. Și acolo nu puteai să zici că el e mai bun ca mine, că eram tot pe linie dreaptă, stăteai cu gazul la maxim și mergeam câte 10-15 km în linie dreaptă și a trecut pe lângă tine și la sfârșitul liniei drepte nu-l mai vedeai, adică au motoare mult mai performante. Clar, în unele situații mă simt dezavantajat, dar cum am spus, mă simt și bucuros că pot să fiu din România un norocos care a ajuns acolo și poate să meargă ani de ani.
la Dakar. Mani, ai avut clipe când ai vrut să te lași, să te lași acolo, nu aici, adică să zici gata, abandonezi și chem elicopterul sau... Adică când ți-a fost greu? Da. Bine, de greu, am greutăți, ai aproape în fiecare zi. Este un concurs foarte greu, foarte solicitant. Dacă nu ar fi atât de greu, n-ar fi așa renumită cursa, așa-i? Adică corect. Chiar sunt condiții foarte grele acolo. Așa să renunț, și dacă ai probleme tehnice sau așa, niciodată n-am avut că renunț, că hai că sun elicopterul să vină să mă ia și să plec acasă. Așa ceva niciodată n-am avut, dar momente din acelea când știu că mi-e frig, e greu, în minte, îmi zic, bă, nu mai vin niciodată, termin anul ăsta și nu mă mai întorc niciodată. De exemplu, vorbeam la telefon la sfârșitul unei etape cu soția mea și spuneam, nu mai vin niciodată aici. Sau dacă vreau să vin la anul, să nu mă mai lași să vin. Și în decembrie iarăși e știre. Mani se pregătește pentru al 10-lea Dakar, al 11-lea și așa mai departe. Da, deci nu ne mai păcălești că nu te credem. De fiecare dată când spui că nu vreau să mai mă duc, noi știm că o să te mai duci, vorba ta, cel puțin încă 5 ani. Deci ne mai auzim prin 2027, așa. Să vedem ce mai faci. Cât ai slăbit? Ai slăbit anul ăsta? Ai slăbit la cursa asta? Nu prea slăbesc, cred că, dar să știi că m-am cântărit și înainte și la sfârșit, cam un kilogram. A, bine, dar tu nici nu prea ai de unde spre deosebire de alții. Da, așa este. Deci chiar și am crezut că... slăbesc mai mult la o cursă, dar în fiecare an mă cântăresc și cam așa, cam un kilogram slăbesc, adică nu mai mult. Am înțeles. De ce ți-e dor acolo când concurezi, în afară de familie și de prieteni normal, adică ți-e dor de ceva, adică simți că duci lipsă de ceva în zilele de concurs? Nu știu, nouă ne-ar fi dor de papanaj, de exemplu, sau de mititei, sau de sucuri. Nu. Așa de mâncare nu prea mi-e dor, că ți-am spus, după masa la cină avem mâncare bună, mănânc bine, avem deserturi, ai tot ce... Știi ce îmi lipsește mie foarte mult? Adică, iarăși aici este o diferențiere foarte mare între piloți. Aici poți să faci treaba dacă ai buget. Eu dorm acolo în cort, în fiecare zi, în praf, adică în corp îmi intră nisipul, deja și în sacul de dormit am nisip. Sunt condiții, așa cum am spus, mai grele. Iar alți piloți care au un buget mai mare vin cu vomobile, așa e? Ei dorm în vomobil, dar acolo au niște costuri, adică ca să ai acolo un vomobil, aia te costă vreo 40.000 de euro ca să poți să dormi în cort, adică în vomobil. Mie asta îmi lipsește când sunt acolo, ca să am un duș acolo în vomobil, să pot să merg să fac acolo duș, să dorm într-un pat pe o saltea bună, să nu fie frig, da, să da. Nu aud noaptea generatoarele care merg lângă mine, adică ești în vomobil, acolo ești mult mai bine izolat decât într-un cort, eu în fiecare noapte dorm cu dopuri în urechi, chestia asta îmi lipsește cel mai mult când sunt acolo. Și să am un loc de dormit ceva mai confortabil. Și cu siguranță asta te-ar putea ajuta să faci o performanță mai mare, nu? Pentru că ai fi mult mai odihnit, ai dormi păi, mai bine și așa mai departe. Exact. Adică sunt lucrurile care se rostogolesc. Da. Adică după un timp și acest concurs și totul se rezumă la bani. Cum știm, în viața reală, totul se rezumă la bani. Da, mai de mult în Africa, în 2007, și dacă aveai bani și echipele de uzină și toți concurenții mari, toți dormeau în cort. Acolo încă nu era acea posibilitate ca să-ți duci vomobilul și să dormi în vomobil. Numai de când ne-am mutat în America de Sud a fost această opțiune și atunci acum deja... Foarte multe echipe au prins acest gust și au buget pentru așa ceva și aduc vomobile și clar, aici ăsta este un avantaj foarte mare ca să poți să te odihnești foarte bine pentru etapa următoare. Corect, Mani, lumea s-a schimbat, societatea s-a schimbat, că nu poate să rămână la fel. Dar eu mi-aduc aminte când eram copil ce însemna pentru noi Paris-Dakarul, văzut din poze, din reviste și cum era atunci. Erau exact nopțile acestea în cort, erau cămilele, erau două elicoptere și în rest niște imagini senzaționale cu dune și cu nisip și cu niște concurenți care se băteau să câștige. Acum au apărut drone, au apărut 10.000 de oameni care am înțeles că se mișcă zi de zi, care la
la pentru cursa următoare și așa mai departe. Adică s-a industrializat parcă un picuț mai mult chestia asta. Păi cu siguranță s-a făcut așa cum am spus, totul se rezumă la bani. Este mult mai, în unele situații este mult mai ușor acum. De exemplu, mai de mult în Africa, când era pe vremuri, când ziceai și tu, era încă Paris-Dakar, adică atunci trebuia să ai la tine nu știu câtă apă, că dacă tu abandonai din concurs, poate veneau numai după două zile să corect, te recupereze. Corect, și în zilele alea trebuia să... Da. Și trebuia să bei, să așa. Acum, în ziua de azi, tu abandonezi și dacă abandonezi dintr-o problemă tehnică, iei una, două, mă sună prin GPS, că de ce m-am oprit. Da, 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 de ce stai pe loc, da. Da, foarte tare asta. Zic, uite, am o problemă tehnică, pot să o remediez, în 5 minute plec mai departe, dar dacă nu, uite, s-a stricat motocicleta, ei trimit elicopterul, vin, mă iau și mă duc în bivouac, știi? Corect, deci da, nu mai... Da, da. Bun, asta din cauza că se pune și foarte mult accent pe siguranță, adică pe siguranța concurenței. Da, pe sigur, corect, corect. Este un lucru foarte bun, este un lucru foarte bun, dar în unele situații, da, s-a schimbat foarte corect. Mult treaba. Mani, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Iartă-te că te-am ținut atâta, dar n-am crezut în viața mea că o să mă pricep să discut despre auto 45 de minute. Ești un interlocutor de senzație, să rămână. Mii de mulțumiri. Îți promitem că nu te deranjăm doar în decembrie, că așa ne-am obișnuit să ne auzim în decembrie, ci să te mai claxonăm și pe parcursul anului să ne mai spui ce mai faci. Așa să fie. Mulțumesc frumos. Mii de mulțumiri încă o dată, toate cele bune și baftă multă. Dragi prieteni, punem punct aici, ne scuturăm de nisip pentru că și vineri și astăzi am dat o fugă până la Dakarul de Arabia Saudită. Ați auzit, încă 2 ani, cel puțin aici, 26 de milioane au dat, o grămadă de bani, 10 și 30 de minute, mâine, toate cele bune, la revedere, numai bine. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!